A fost odată ca niciodată Mircea Vulcănescu. Am supt lapte la diferite instituții de cultură, reușind a fi astfel o adevărată sinteză a culturii românești. Născut la București, la 19 februarie în 1904, din părinți originari din Oltenia. Și-a făcut studiile liceale în cursul anilor de război în București, când la liceu, când în particular în diferite orașe din refugiu. Studiile universitare de filozofie și de drept la București, unde a obținut licențe în aceste două ramuri. A continuat la Paris, obținând diploma de studii superioare de drept și economie politică. Tot aici a studiat teologia, în contact cu cercurile ortodoxe și tomiste. Nu știai ce să admiri mai întâi, nestăvilita lui curiozitate, cultura lui vastă, solidă, bine articulată sau inteligența lui, generozitatea, umorul sau spontaneitatea cu care își trăia credința și iscusința cu care și-o tălmăcea. Nu cred că am întâlnit alt om înzestrat cu atâtea daruri și nici altul care să-l întreacă în modestie. Ceea ce constituie un neam este o realitate care stă la încheietura metafizicei cu istoria, o unitate de soartă, de destin în timp. Românitatea e o caracteristică spirituală imuabilă. Ce poți face este să o recunoști, să o identifici, să îi te subordonezi sau să o înlături. În ce măsură poți să faci asta într-adevăr fără a te rata, e altceva. A fost fără îndoială capul cel mai bine mobilat al generației sale. Studenții săi erau uluiți de erudiția acestui profesor care împletea capacitatea lui de cunoaștere cu o mare conștiință morală și o impresionantă trăire spirituală ce se degajau și din cele ce a apucat să publice. Românitatea, ea, e inalterabilă în firea ei. E te poți subsuma sau te poți distruge, dar nu o poți schimba. Ca sociolog face parte din școala română a profesorului Gusti, ca filozof a militat pentru o poziție realistă, autohtonistă, monarhică și ortodoxă pe urmele profesorului Nae Ionescu. Nu voi uita niciodată ce mi-a mărturisit Mircea Vulcănescu de mai multe ori între 1936 și 1940, că el nu crede în dispariția neamului românesc oricâte catastrofe s-ar abate peste noi, că nicio eventuală deportare sau exterminare masivă a românilor din zilele noastre nu ar însemna distrugerea neamului, pentru că, și acum îi citez propriile lui cuvinte, eu cred că dacă ar năvăli alte neamuri și s-ar așeza aici, la noi, după câteva secole ar deveni și ei români. E ceasul creației românești. Dar pentru ca această creație să poată fi ceea ce trebuie să fie, se cere tineretului o cultură românească. Orice subiect, orice domeniu. Cultura românească nu înseamnă monografie istorică cu subiecte românești. Nu înseamnă nici măcar voința de a crea românește, ci putința de a crea în acest fel. Putință care se capătă cum? Prin cultură. Era un bărbat înalt, frumos, demn, impozant, plin de prestigiu și cu o remarcabilă personalitate. A fost asistentul lui Nae Ionescu, filozoful ortodox român care a creat școala. A fost el însuși un profund gânditor care nu a reușit să scrie tot ce cugetase din pricina temniței și a morții premature. Îl vedeam adesea la biserică atunci când biserica din Aiud nu fusese încă transformată în veceu. Întreținând o febrilă activitate intelectuală în rândul deținuților, Mircea Vulcănescu era un inamic declarat al marxiștilor. Din cauza unor prelegeri ținute la Jilava, a fost dus la camera neagră, aproape dezbrăcat împreună cu alți bandiți. Ținuți flămânzi, neavând pe ce să se odihnească, au început să cadă pe mâzga rece care aducea îmbolnăvirea și moartea. Mircea Vulcănescu s-a așezat pe jos ca să poată sta alții pe el și le-a zis: eu voi muri, salvați-vă voi. A fost un om cu un caracter de diamant. Maromet i-a luat pe toți din camere, i-a dezbrăcat și i-a dus în niște camere foarte reci. Acolo au început să înghețe. Un student n-a mai putut sta în picioare și s-a lăsat jos, pe ciment, pe spinare. Atunci Mircea Vulcănescu a spus: nu. Nu trebuie să mori, ești tânăr. Și s-a întins el pe ciment și l-a lăsat pe student pe pieptul său până când Maromet a deschis și i-a dus să se îmbrace. Din urma acestei întâmplări, Mircea Vulcănescu s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a murit. Rostul meu în viață s-a terminat. Am început o operă, dar n-am fost în stare să o duc până la capăt. Am crezut că mi-am făcut datoria ca cetățean față de această țară hăituită și jefuită cu nerușinare, față de acest neam însângerat. M-am înșelat. Strădaniile mele la altarul culturii s-au dovedit a fi zadarnice. Potentații vremii n-au nevoie de cultură. Pseudocultura și-a întins tentacolele ca o caracatiță. Nu știu ale cui păcate îndură acest neam ospitalier. Dacă veți avea șansa supraviețuirii și veți ieși din acest infern, căutați-mi familia și spuneți-i să mă ierte că i-am oferit această viață copleșită de lacrimi și lipsuri. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți, să le aducă alinare. Poate că fetele vor avea o soartă mai bună. Știu prin câte suferințe au trebuit să treacă. Sunt perfect conștient că vor mai întâlni pe drumul vieții încă multe obstacole. Sunt convins că le vor putea depăși. Să le spuneți că nu mi-am făcut decât datoria ca cetățean al acestei țări oropsite. Ultimul mesaj din temniță adresat fiecăruia dintre noi a fost acesta: să nu ne răzbunați. Nu vreau să fac din tatăl dumneavoastră un sfânt, dar el era oarecum astfel. Acesta a fost Mircea Vulcănescu. Acum e rândul tău.
Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.